Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Câmpul tău de acțiune se extinde datorită energiilor răspândite de planetele prezente în pești. Îți vor oferi confort, ceea ce îți va permite să dezvălui tot ce este mai bun în tine, iar eu voi sublinia profunzimea sentimentelor și intențiilor tale. Rutina și izolarea săptămânilor anterioare se risipesc încet. Luna aceasta îți promite momente plăcute. Cu toate acestea, va trebui totuși să te confrunți cu influența disarmonică a energiilor vărsătorului. El seamănă neînțelegeri în relația ta, iar acest lucru poate provoca în tine reacții radicale care se vor reflecta negativ asupra cine ești cu adevărat. Acest fenomen se va fi intensificat din jurul datei de 5 februarie odată cu formarea lunii prin în leu. Dacă vrei să păstrezi pacea, nu ispiti soarta încercând să treci granițele lumii tale proprii. Dragoste Sfera ta de dragoste este susținută și pictată în culori strălucitoare de energiile capricornului și peștilor. Dar ar trebui să te ferești de atacurile lui Uranus în Taur, care încearcă să te împingă în transe pentru a evita astfel de inconveniente, nu lua totul de bun și de încredere fără discernământ. Până pe 20 februarie, Venus va petrece alături de scorpioni în al cincilea câmp al horoscopului personal, care se ocupă de divertisment, plăcere, jocuri, sex și copii. Scorpionii în această perioadă nu vor avea chef de vreo relație serioasă și, prin urmare, niciunul dintre aceste romane nu va dura mult. În ceea ce privește scorpionii cu familie, ei vor fi acum ocupați să comunice cu copiilor și vor primi o adevărată plăcere de la asta. Încearcă să nu te bazezi prea mult pe plăcere și jocuri de noroc. Sfat, ești liberă să spui orice ai în minte, nu vor fi probleme aici. Totuși, nu uita să fii politicoasă dacă nu dorești să ți mai faci câțiva dușmani noi sănătatea. Pe tot parcursul lunii februarie, Marteș va continua călătoria prin Casa 8 pe astrograma ta natală, sectorul situațiilor extreme, al banilor altura și al moștenirii. Horoscopul pentru februarie crede că reprezentanții acestei zodii vor fi neobișnuite de activi acum. Aceștia pot fi atrași de niște sporturi extreme, mai ales în prima jumătate a lunii, precum și de tot felul de competiții, concursuri, olimpiade, în general tot ceea ce poți face să comunici cu oamenii și să înveți ceva nou. Sănătatea ta nu te va dezamăgi. Nu te lăsa pur și simplu purtată de alimente delicioase și băuturi alcoolice. Cultivă moderația și fii sănătoasă. Banii. Până pe 11 februarie, Mercur va întâlni scorpioni în casa a treia, sectorul familiei, al rudelor apropiate și al informației. Oamenii din jurul tău pot observa că la începutul lunii, vei manifesta o deosebită sobrietate a minții și claritate în judecată. Unii dintre reprezentanții semnului se pot alătura afacerii conduse de prietenul sau ruda apropiată. Apoi Mercur se va muta în al patrulea câmp al horoscopului, care este asociat cu casa și familia. Scorpionul în a doua jumătate a lunii februarie își poate schimba brusc planurile pentru a face ceea ce îi place cu adevărat. De exemplu, poate pleca într-o călătorie sau, din potrivă, renunțe la o călătorie pentru a se întâlni cu o persoană dragă. Unii dintre reprezentanții semnului vor petrece mult timp cu copiilor. În ultima decada a lunii februarie, Venus se va afla în al șaselea câmp al horoscopului, care este responsabil de muncă și sănătate. O nouă poziție sau tranziția către un nou loc de muncă îți va permite să-ți îmbunătățești semnificativ situația financiară la sfârșitul lunii. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!